Vă salut! Mă numesc Viorel Simac și vă invit la a doua parte a prezentărilor despre pandemia actuală cu coronavirus SARS-CoV-2. După cum am spus și în prima prezentare, pe parcursul acestor serii vom încerca să răspundem la câteva întrebări, cum ar fi: situația actuală este o pandemie de gripă, pandemie de panică sau altceva? Care sunt posibile rezultate ale acestei pandemii pe planul sănătății și pe plan social? Cum ne putem păstra sănătatea fizică, emoțională și spirituală în acest context? Să recapitulăm prima prezentare pe care vă recomand să o urmăriți dacă nu ați urmărit-o în linkul de mai jos. Deci, în prima prezentare am văzut cum în jurul anilor 2003-2005 s-a făcut o mare publicitate a subiectului gripei aviare și Organizația Mondială a Sănătății a presupus că ar putea deveni o pandemie, ceea ce pe atunci era perceput în cazul în care milioane de decese aveau loc pe teritoriul mai multor țări. Nu s-a ajuns la așa ceva și nu s-a declarat pandemie. În al doilea rând, în 2009 s-a făcut o mare publicitate asemănătoare gripei porcine, cu diferența că pe 4 mai 2009 a fost schimbată definiția pandemiei. Mai exact, a fost eliminată din definiție expresia care se referea la o mulțime de îmbolnăviri și decese. Peste o lună după aceea, mai exact pe 11 iunie 2009, Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemie de gripă porcină fără niciun criteriu obiectiv. Acest lucru a stârnit multe critici, inclusiv din partea Uniunii Europene, fiind considerată o acțiune netransparentă și cu o influență nejustificată asupra factorilor de decizii. Sunt expresiile exact din documentul care l-ați văzut în prezentarea precedentă. În 2020, anul acesta, ne confruntăm cu o situație asemănătoare celor două incidente amintite mai sus, 2003-2005 și 2009-2010, cu câteva elemente noi. Măsurile luate acum sunt mult mai drastice, iar raportarea deceselor cu COVID-19 sunt destul de umflate, artificial, după cum am prezentat în prima parte. În această ocazie vom mai atinge câteva aspecte legate de statistici și de raportările deceselor. Și de asemenea vom aborda câteva evenimente care au avut loc în anii 2009-2011 și 2015 cu implicații importante pentru așa zisa pandemie actuală. Un prim aspect care vrem să-l analizăm sunt decesele raportate de către Institutul Național de Sănătate din Italia. După cum vedeți din acest tabel care a fost publicat pe 20 martie. Din tabel se observă că doar 1,2% din decesele raportate cu COVID-19 sunt pentru persoane care nu au avut alte comorbidități. Toate celelalte 99,8% de decese au avut comorbidități foarte grave, cum le observați din tabel: boli cardiovasculare, hipertensiune, diabet, boli respiratorii și cancer. O lună mai târziu, pe 20 aprilie 2020, dacă ne uităm pe acest tabel prezentat tot de Institutul Național de Sănătate din Italia, apare o ușoară creștere. Deci am avut 1,2% în primul tabel și aici avem o medie de 3% aproximativ, fiindcă este prezentat separat pentru femei și pentru bărbați. La femei sunt 2%, la bărbați sunt 4,5%, deci media ar fi de 3,25% mortalități date de COVID-19. Fără alte comorbidități. Asta înseamnă 96,75% din decese au fost cu comorbidități foarte grave. Un alt aspect important
Îl găsim pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății, în care sunt arătate modalitățile în care se pot raporta decesele cu COVID-19. Este un lucru foarte important care ne ajută să înțelegem de ce apar aceste raportări artificiale. De pe site-ul lor citim în felul următor: codul ICD de urgență pentru focarul de boală COVID-19. Focarul de boală COVID-19 a fost declarat o urgență de sănătate publică și îngrijorare internațională. Un cod ICD-10 de urgență U07.1 COVID-19, virus identificat, este atribuit unui diagnostic de boală cu COVID-19 confirmat prin teste de laborator. Un cod ICD-10 de urgență pentru U07.2 COVID-19, virus neidentificat, este atribuit unui diagnostic clinic sau epidemiologic al COVID-19, unde confirmarea de laborator este neconcludentă sau nu este disponibilă. Atât U07.1, cât și U07.2 pot fi utilizate pentru codificarea mortalității și cauză a decesului. Deci este foarte clar din aceste codificări prezentate pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății că nu este necesară o confirmare prin teste de laborator, ci în această situație de urgență pot fi trecute la statistici decesele unde nu avem confirmare de laborator și unde nu este disponibilă confirmare de laborator. Deci testele pot fi făcute simptomatic sau decesele pot fi trecute în statistici pe baza simptomelor. Și încă un punct care vrem să-l amintim în legătură cu statisticile deceselor, îmbolnăvirilor și deceselor, este legată de rata mortalității. Dacă am considera informațiile care sunt publicate în legătură cu îmbolnăvirile și decesele, ar trebui să vedem o creștere a ratei de mortalitate, cel puțin în țările unde sunt raportate foarte multe cazuri de decese, cum este începând cu China, Italia, Spania, Statele Unite ale Americii. Dacă urmărim graficul cu rata mortalității pentru aceste țări, Statele Unite, China, Italia, Spania și România, observăm că nu este nici o diferență, deci graficul nu și-a schimbat valorile care au loc în mod normal în fiecare an. Adică creșterea este lineară, nu a apărut niciun salt care ar trebui să arate că ar fi un eveniment extraordinar în care decesele s-au înmulțit foarte mult. Deci nu vedem nimic de genul acesta, ceea ce înseamnă că nu s-a schimbat rata mortalității care are loc în fiecare an cu la o anumită valoare. Vom trece la un următor aspect al acestei pandemii, așa zise pandemii, și anume dacă v-aș pune o întrebare: cine este personajul care este cel mai mult implicat în pandemia actuală? La cine v-ați gândi? Probabil că majoritatea dintre voi deja vă gândiți la o anume persoană care este considerată cu un mare impact în măsurile care se iau, în tot ce se întâmplă în această pandemie. Și ca să vedem totuși o legătură în acest sens, să ne aducem aminte de anul 2015, de o prezentare la TED de către cunoscutul Bill Gates, care a spus foarte multe lucruri importante legate de ceea ce trăim noi acum. Voi cita câteva idei din acea prezentare. El a spus: când eram copil, dezastrul de care ne temeam cel mai mult era războiul nuclear. De asta țineam în un butoi ca acesta în beci, plin cu conserve și apă.
În caz de atac nuclear, urma să coborâm în beci, să ne adăpostim și să mâncăm din butoi. Astăzi, pericolul cel mai mare pentru o catastrofă globală nu arată așa. În schimb, arată așa. Dacă ceva va omorî peste 10 milioane de oameni în următoarele decenii, cel mai probabil va fi un virus foarte infecțios, nu un război. Nu rachetele, ci microbii. În parte, motivul este că am investit enorm în arme nucleare pentru descurajarea atacurilor, dar am investit foarte puțin într-un sistem de prevenire a epidemiilor. Nu suntem pregătiți pentru următoarea epidemie. Acest lucru, în viziunea publică de către mulți, l-a calificat drept un vizionar. Un vizionar care a văzut ce se va întâmpla, a prevenit omenirea și acum el este unul dintre cei care este cel mai capabil să vină cu propuneri și să ajute în această situație. Așa se explică de ce chiar a doua zi după ce Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemie cu coronavirus anul acesta, a doua zi el s-a retras din activitatea lui de la Microsoft și își dedică toată activitatea lui societății de binefacere filantropice pe care a înființat-o împreună cu soția lui. Este Melinda și Bill Gates. Un alt eveniment foarte important este o simulare de pandemie realizată anul trecut, pe data de 18 octombrie 2019. Se numește evenimentul 201, iar una din cele trei organizații care au avut rolul principal în realizarea evenimentului a fost Fundația Bill și Melinda Gates. În cadrul acestuia s-a simulat un scenariu cu ceea ce s-ar putea întâmpla în cazul unei pandemii. S-a estimat că pandemia ar dura 18 luni și ar muri 65 de milioane de oameni pe plan global. La numai o lună după ce a avut loc acest eveniment de simulare a unei pandemii, s-a identificat virusul din China și a început pandemia acolo. Trebuie să mai luăm în considerare fondurile Fundației lui Bill și Melinda Gates, deoarece ele sunt foarte importante. Prima organizație în care investește fundația lor este Gavi Alliance. Aceasta este o organizație care se ocupă de imunizarea în țările sărace. Imunizarea, adică vaccinarea, practic. Realizarea de vaccinuri pentru țările sărace. A doua organizație în lista celor finanțate de Fundația lui Bill și Melinda Gates este Organizația Mondială a Sănătății. În fiecare an sunt câteva sute de milioane de dolari care sunt donate către Organizația Mondială a Sănătății. A treia organizație este The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Fondul global pentru a lupta cu SIDA, tuberculoza și malaria. Bineînțeles că se ocupă și de vaccinuri la această organizație. Și a patra organizație este PAT, este Global Health Organization, adică Organizația Globală de Sănătate. Această organizație se ocupă de vaccinuri, medicamente, diagnostic, echipamente și cercetare și inovare. O dată foarte importantă pe care trebuie să o luăm în considerare este 5 mai 2009. Este a doua zi după ce Organizația Mondială a Sănătății a schimbat definiția pandemiei. Aceasta a fost pe 4 mai. Iar pe 5 mai 2009 are loc un eveniment foarte important. Și anume, se înființează așa zisul Club Bun. Și sunt mai multe articole care le putem urmări. Unul dintre cele mai cunoscute este publicat în The Sunday Times din Londra pe 24 mai 2009 cu referire la acest club.
Titlul articolului este Clubul miliardarilor în încercarea de a reduce suprapopularea. Câteva idei din acest articol. Întâlnirea convocată de Bill Gates, Warren Buffett, Ted Turner și David Rockefeller a avut loc ca răspuns la încetinirea creșterii economice globale și a numeroaselor crize de sănătate și de mediu care afectează globul. A fost într-un fel un summit pentru a salva omenirea. Subiectele s-au concentrat pe educație, ajutor de urgență, reformă guvernamentală, rezultatele așteptate a crizei economice și problemele de sănătate la nivel global, cum ar fi suprapopularea și boala. Sursele spun că Gates a fost cel mai impresionant vorbitor, în timp ce Turner a fost cel mai sincer. Principala forță din spatele acestei schimbări este Gates și decizia sa de a aduna aproape toată averea pentru a îmbunătăți lumea. Spre deosebire de marii filantropi ai vechilor vârste, Gates este suficient de tânăr și suficient de activ pentru a-și asuma un rol plin de practică în filantropia sa și să-l recreeze după propriile idei. Natura ascunsă a discuției le-a permis de asemenea să vorbească liber despre probleme sensibile. Cred că au vrut doar să poată fi sinceri. Secretul a permis asta, a spus Wilhelm. Un alt articol din Wall Street Journal de pe 26 mai 2009, deci două zile mai târziu, se intitulează Miliardarii încearcă să reducă populația lumii, spune următoarele. Luând în considerare indicațiile lui Gates, au fost de acord că suprapopularea era o prioritate. O astfel de atitudine nu ar fi surprinzătoare. Soții Gates, Buffett și Turner s-au îngrijorat de problemele maltusiene ale populației de ani buni. Domnul Gates a prezentat în februarie 2009 un plan de încercare de a limita creșterea populației. Deci în februarie 2009 este o lună foarte importantă, vom reveni la această lună. Dar la ce se referă aceste probleme maltusiene ale populației? Dacă citim pe Wikipedia de unde vine termenul de maltusian, vom găsi numele Thomas Robert Malthus, care a trăit în perioada anilor 1766-1834. El a fost un cleric și un teoretician economic englez, fondatorul teoriei care îi poartă numele. Conform teoriei lui Malthus, populația crește în progresie geometrică, în timp ce mijloacele de subzistență cresc în progresie aritmetică. Teoria sa este cunoscută sub numele de Malthusianism. Ca o consecință a acestei relații dintre populație și stare economică, Malthus consideră că sărăcia, bolile, epidemiile și războaiele sunt factori pozitivi pentru omenire, dat fiind că asigură echilibrul între numărul populației și cantitatea mijloacelor de subzistență. Este interesant că vom găsi mai multe informații despre susținătorii acestei teorii și despre proiectele lor la un alt club mai vechi, Clubul de la Roma, care nu este un club chiar atât de neimportant, fiindcă are foarte mulți membri în ea, oameni de știință, foști președinți de state care susțin această idee a lui Malthus. După înființarea acestui club și discuțiile care le-au avut acolo pe 5 mai 2009, un următor eveniment pe care vrem să-l analizăm este 20 februarie 2010. Deci, aproximativ la un an după înființarea acestui club, domnul Bill Gates ține un discurs la TED intitulat Inovare la zero. Inovare la zero. Ce a spus el în cadrul acestei prezentări? Linkul prezentării îl găsiți mai jos și puteți să-l urmăriți în mod personal. Voi
citi câteva din ideile pe care le-a spus dânsul. Voi vorbi astăzi despre energie și climă. Și asta poate părea puțin surprinzător pentru că munca mea de la fundație e legată în mare parte de vaccinuri și semințe, de lucrurile pe care e nevoie să le inventăm și livrăm pentru a ajuta pe cei mai săraci 2 miliarde să trăiască mai bine. Dar energia și clima sunt extrem de importante pentru acești oameni, chiar mai importante decât pentru oricine altcineva pe planetă. Înrăutățirea climii înseamnă că mulți ani recoltele lor nu vor mai crește. Va fi prea multă ploaie sau nu va fi destulă ploaie. Lucrurile se vor schimba în modul pe care mediul lor fragil pur și simplu nu-l poate îndura. Iar asta duce la foamete, la nesiguranță, la neliniște. Schimbările climatice vor fi groaznice pentru ei. De asemenea, prețul energiei e foarte important pentru ei. De fapt, dacă am putea alege un singur lucru căruia să-i scădem prețul pentru a reduce sărăcia, am alege de departe energia. Dar odată ce o facem mai ieftină și să încercăm să o facem de două ori mai ieftină, trebuie să respectăm o nouă constrângere, iar această constrângere are de-a face cu dioxidul de carbon. Dioxidul de carbon încălzește planeta, iar ecuația privitoare la dioxidul de carbon e chiar una foarte simplă. Dacă adunăm cantitățile de dioxid de carbon emise, acest lucru duce la o creștere a temperaturii, iar creșterea de temperatură duce la niște efecte foarte negative. Efectele asupra vremii și poate mai grav, efectele indirecte, așa încât ecosistemele naturale nu se pot adapta acestor schimbări rapide și așa se ajunge la colapsul ecosistemului. Măsura exactă a corelării dintre creșterea dioxidului de carbon și creșterea temperaturii și unde există reacții invers pozitive încă mai are o oarecare incertitudine, dar nu foarte mare. Și există cu siguranță incertitudine despre cât de grave vor fi aceste efecte, dar ele vor fi extrem de grave. Am întrebat oamenii de știință în repetate rânduri, chiar trebuie să ajungem aproape de zero? Nu putem să reducem la jumătate sau la un sfert? Iar răspunsul este că până nu vom ajunge aproape de zero, temperatura va continua să crească. Așa că avem în față o mare problemă. Aici avem ceva ce trebuie redus la zero. Noi emitem foarte mult dioxid de carbon în fiecare an, peste 26 de miliarde de tone. Pentru fiecare american sunt aproximativ 20 de tone. Pentru oamenii din țările sărace este mai puțin de o tonă. În medie, la nivelul planetei, sunt vreo 5 tone pentru fiecare om. Și cumva trebuie să facem schimbări care să reducă asta la zero. A crescut constant. Numai diferitele schimbări economice au produs oarecare stabilizare, așa că trebuie să trecem de la o creștere rapidă la scădere și scădere până la zero. Ecuația are 4 factori. Puțină mulțire. Deci, avem ceva în stânga, CO2, adică dioxid de carbon, care vrem să ajungă la zero. Iar asta se va baza pe numărul de oameni, serviciile pe care fiecare persoană le folosește în medie, energia medie pentru fiecare serviciu și dioxidul de carbon emis pe unitate de energie. Hai să ne uităm la fiecare dintre ele și să vedem cum putem ajunge la zero. Probabil unul dintre acestea va trebui să se apropie destul de mult de zero. Asta e din algebra de liceu, dar hai să aruncăm o privire. Mai întâi avem populația. Lumea are astăzi 6,8 miliarde de oameni. Se îndreaptă spre aproximativ 9 miliarde. Dacă facem o treabă grozavă cu vaccinurile noi, serviciile medicale și de sănătate reproductivă, am putea să scădem asta cu poate 10 sau 15%. Dar aici vedem o creștere de aproximativ 1,3%. Al doilea factor sunt serviciile pe care le folosim și dânsul continuă cu ceilalți factori din această ecuație. Un lucru care
Pare greu de înțeles este ce rol sau cum contribuie vaccinurile, serviciile medicale și de sănătate reproductivă la această scădere cu 10-15% a populației. Deci o întrebare de meditat. Un alt interviu foarte important a fost dat de către domnul Bill Gates la Forumul Mondial Economic din Davos Clusters, Elveția, care a avut loc între 26 și 30 ianuarie 2011, deci aproximativ la un an după acest discurs de la TED. La începutul anului, el a anunțat că acesta va fi un an al vaccinurilor. 2011, un an al vaccinurilor. În cadrul interviului este întrebat în felul următor: 10 miliarde de dolari în următorii 10 ani pentru a-l face anul vaccinurilor. Ce înseamnă asta mai exact? Răspunsul: ei bine, în acest deceniu credem că se pot face progrese incredibile atât pentru inventarea de noi vaccinuri, cât și în asigurarea faptului că vor ajunge la toți copiii care au nevoie de ele. Am putea reduce numărul de copii care mor în fiecare an de la aproximativ 9 milioane la jumătate, dacă avem succes și beneficiile sunt în ceea ce privește reducerea bolii, reducerea creșterii populației. Aceasta oferă într-adevăr societății o șansă de a avea grijă de sine după ce s-a făcut această intervenție. Observăm în această frază, în acest răspuns pe care l-a dat Bill Gates, aceeași idee. Într-o singură propoziție, el amintește vaccinurile și faptul că aceste vaccinuri ajută la reducerea bolii și în același timp ajută la reducerea creșterii populației. Interviul continuă cu următoarele idei. Reporterul întreabă: recent s-au realizat multe evaluări ale vaccinurilor, în special au fost multe noutăți despre vaccinurile din copilărie. Există o legătură cu autismul, de exemplu? Ce spuneți despre asta? Doctorul Wakefield a scris o lucrare spunând că a crezut că există o legătură și că sunt mai puține riscuri pentru oamenii care au rate de vaccinare mai mici ca urmare a unei perioade de timp în Marea Britanie decât în Statele Unite. Care este părerea dumneavoastră? Răspunsul domnului Gates. Ei bine, s-a arătat că doctorul Wakefield a folosit date absolut frauduloase. El a avut un interes financiar în unele procese. A scris un articol fals, revista i-a permis să-l publice, toate celelalte studii făcute nu au arătat nicio legătură, din nou și din nou și din nou. Așa că este o minciună absolută, care a ucis mii de copii, deoarece mamele care au auzit această minciună, multe dintre ele nu au vrut să-și vaccineze copiii pentru tusea convulsivă sau rujeolă și copiii lor sunt morți astăzi. Așa că știți că oamenii care se duc și se angajează în acele activități antivaccin, știți că ei au ucis copii. Este un lucru foarte trist, deoarece aceste vaccinuri sunt importante. Deci, din aceste discuții care le-am urmărit, aceste două ocazii, am o întrebare. Cum armonizăm aceste idei că domnul Gates promovează sănătatea copiilor și a oamenilor prin vaccinurile pe care le produce, pe de-o parte, și în același timp faptul că el a amintit în prezentarea de la TED că vaccinurile ajută să reducă populația cu 10-15% și faptul că această reducere a populației este o prioritate și de asemenea ceea ce spune teoria lui Malthus, că sărăcia, bolile, epidemiile și războaiele sunt factori pozitivi pentru omenire, dat fiind că asigură un echilibru între numărul populației și cantitatea mijloacelor de subzistență. Conform teoriei lui Malthus, tot ce conduce la boală și moarte echilibrează creșterea populației și faptul că mulți susțin această idee, inclusiv Bill Gates, ne pune semne de întrebare. Este bine, nu este bine, ce face, ce sunt vaccinurile? Sunt un mod de a ajuta populația să fie mai sănătoasă sau cum
cum adică reduce populația, în ce sens, ce să înțelegem că reduce populația? Sunt câteva întrebări la care trebuie să găsim răspunsuri și încercăm să găsim răspunsuri. De aceea vă invit și aștept reacțiile dumneavoastră. Cum înțelegeți aceste expresii pe care le-a enunțat domnul Bill Gates? Cum le armonizați? Cum trebuie să le înțelegem? Pentru a vedea prin ce evenimente trecem în prezent, trebuie să analizăm evenimentele anterioare, istoria celorlalte pandemii care le-am avut până în prezent și domnul Bill Gates are un rol important în toate aceste evenimente. De aceea vă invit să dați un feedback, să vă spuneți părerea voastră în comentariile de mai jos și să încercăm să studiem mai departe acest subiect al pandemiei și al rolului vaccinurilor, deoarece vaccinurile sunt văzute ca singura soluție în pandemia prin care trecem în prezent. Mulțumesc pentru atenție și vă aștept la următoarea prezentare în care vom aprofunda aceste subiecte de importanță vitală pentru noi.